La voi, în oraș, cresc doar pungi în copaci. Pe plajă la voi, cresc țigări și gunoi. Voi stați prin mașini și înghițiți fum din plin. Nimic n-a schimba, lasă că merge și așa. În condițiile în care societatea românească are nevoie de forță de muncă, în ce mod veniți în sprijinul angajatorilor prin proiectul pe care îl derulați? Susținem educația profesională de 3 ani de zile prin programul România Meseriașă, în care am încercat și am reușit să dezvoltăm proiectul Tabăra Meseriașilor. De 3 ani de zile am adus aici aproape 700 de elevi din școlile profesionale și liceele tehnologice, pe care încercăm să învățăm ceea ce școala, să le oferim ceea ce școala nu le oferă, și anume dezvoltare personală, dar și ateliere practice pe meseriile și calificările lor. În plus, încercăm să aducem schimbări în legea învățământului, să schimbăm educația profesională la nivel național și să aducem angajatorii mult mai aproape de ceea ce înseamnă actul educațional. Angajatorul trebuie să fie aproape, să fie implicat în școală, pentru că el este cel care știe cel mai bine care este nevoia pieței, care sunt tehnologiile, de ce au nevoie acești copii pentru a deveni meseriași profesioniști. Ai primit un premiu în această seară. Ce înseamnă bursa aceasta pentru tine? Această bursă pentru mine înseamnă foarte mult. Constă în 500 de lei, care m-au ajutat foarte mult în a merge la liceu pentru a-mi susține surioara pentru că intră la clasa 0 și o să am foarte mare nevoie de el și o să-i cheltuiesc în așa fel încât să simt acești bani, nu se cheltuiesc pe nimicuri. Cum ați făcut trecerea de la tuning și drifting la activitatea de instructor al elevilor din Tabăra Meseriașilor? A fost o trecere destul de spectaculoasă și pentru mine și pentru copii de altfel. Cred că experiența și munca de ani de zile și-a spus cuvântul și am avut onoarea să îi am pe acești copii minunați lângă mine pentru a face niște lucruri minunate.